Stai să oprim pe fata asta că ne nenorocește. Da, mă, asta este duminică dimineața. N-am apucat să filmez. Să trăiți? Să trăiți, domnul Dan. Ați fost liber ieri? Da, dacă n-ai plătit, dar nu ce. După posibilități. Da, așa arată spațiu ocupat în 80% din capacitate. Foarte multe mașini au plecat, dar ieri nu am avut timp efectiv să fac acest filmuleț. Nu știu nici azi cât timp mai am să filmez la el și cât pot să vă arăt din mașini, dar măcar mai facem un film despre Eurocar Meeting și despre cum sunt lucrurile și cum sunt să trăiți. Despre cum sunt lucrurile și cum se așează mașinile. Uite, de exemplu, eu asta le spuneam oamenilor, că e o mică diferență de cultură, pentru că dacă am fi fost în alte țări, mașini tari ar fi fost parcate și pe aici. Adică nu s-ar fi închis cercul acolo și am fi avut mașini parcate și pe aici. Pentru că sunt locuri de parcare și aici. Mai avem o parcare întreagă aici în spate, care n-a accesat-o nimeni, locuri de parcare pe margine, toată lumea se închisă în față. Pentru asta a apărut taxa de early access, adică oamenii care își doresc, uite aici un decor interesant, cine mai dorește, cine mai poftește, se pare super cool. Pentru oamenii care își doresc să stea în față, să-și aleagă locurile, să, nu știu, se pună la umbră aici, sub o cupolă, să, habar n-am. Au ei niște locuri ale lor unde își doresc să stea, atunci pot veni de vineri, plătesc dublu, pentru că eu consider că șmecheria se plătește, nu există șmecherie pe gratis. Și atunci, plătind taxa dublă, aleg locurile de parcare. Și atunci se pot expune pe unde consideră ei că e cel mai cool. Legat de eveniment, la anul vă promit că o să avem garduri la Loudest Pipes și la celelalte concursuri, pentru că lumea vrea să vadă și e normal să vină în față și să nu vadă alții prin prisma asta. Mașinile se pot parca oricum, atât timp cât nu blochează calea de acces. Am văzut niște mașini care s-au mai pus așa pe stânga, pe dreapta, dar m-am făcut că nu le văd. De exemplu, cum e Passatul ăsta aici, știi? În caz de urgență, în caz de, Doamne ferește, se întâmplă ceva, mașinile astea obstrucționează accesul și evacuarea oamenilor, mașinilor de pompieri, salvare, nu știu, habar n-am. Deci, pentru asta, drumurile de acces trebuie să fie tot timpul libere, nu că am eu vreo pasiune nebună să-i pun pe oameni să facă ce vreau eu să facă. Că tot am avut discuții de genul ăsta. Dom'le, tu îți bagi joc de oameni, vrei tu să faci, vrei... Nu, chiar nu-mi doresc. Îmi doresc ca lucrurile să fie mai mult decât ok și normale. Îmi doresc ca oamenii să înțeleagă că noi facem un eveniment aici, o întâlnire de pasionați auto. Nu e vorba de altceva, nu vrem să ne dăm mari, nu vrem să epatăm, nu vrem să ne batem joc de nimeni, nu... Efectiv, încercăm să fie bine pentru toată lumea, să fie corect, să aibă toți parte de expunere, să aibă toți parte de concursuri, de premii. Încercăm să căutăm cât mai mulți parteneri ca aceste evenimente să fie sponsorizate și oamenii să nu mai plătească taxa de participare, ba din contră, să primească ei niște beneficii pentru faptul că au investit atât de mulți bani în mașinile astea și vin cu ele să încânte publicul, că despre asta e vorba. Aici sunt niște mașini expuse ale unor oameni pasionați care investesc foarte mulți bani în ele, ca ele să arate așa, și oamenii vin și se bucură de ele, se uită, văd, alți pasionați fură idei, fură în ghilimele. Nu e nimic rău să te inspiri, să vezi ce a făcut unul, cum a făcut altul, ce anvelop a pus, ce geantă, ce fitment, ce ET, cum e aia, îl întreb pe ăla. Despre asta e vorba, nu e vorba despre nimic altceva. Toată lumea are șanse egale, nu există prietenii, nu există oameni
favorizați în, nu știu, concursuri, nu știu. Dacă mai aveți întrebări legate de Eurocar Meeting, eu vă stau cu drag la dispoziție aici și vă răspund la toate întrebările. Nu sunt deloc exigent în ceea ce privește acceptul mașinilor. Sunt multe mașini aici care nu sunt pe gustul meu, adică eu nu mi-aș fi modificat mașina așa. Dar asta nu înseamnă că dacă eu nu mi-aș fi modificat mașina așa, nu sunt niște mașini modificate corect care merită să fie acceptate în eveniment. Încerc pe cât se poate să facem lucrurile cât mai bine, cât mai ok, cât mai corecte, cât mai bine pentru toată lumea. Din păcate, pe lumea asta s-a făcut să nu poți să mulțumești pe toată lumea, oricât ai vrea. Și, na, ca să fie unii fericiți, trebuie să fie unii triști, din păcate. Asta e viața. N-am făcut-o eu, n-am inventat-o eu. Aia e. Deci cam asta a fost ce am mai prins eu duminică dimineață, ca să zic așa. Pentru că nebunia a fost sâmbătă și așa e de fiecare dată, nebunia e sâmbătă. Mă bucur că e mai relax. Mie îmi place mai relaxat, mie îmi place așa liniște, mie îmi place să nu fie lume. Dar na, mai vin mașini și azi, sunt fel convins. Mai sunt și niște mașini care trebuia să vină de ieri și n-au mai ajuns. Deci o să mai fie și azi ceva, dar nu mare lucru. Astăzi doar premiem mașina evenimentului. Dacă nu știți, mașina evenimentului este aleasă de participanți. Fiecare participant primește o fișă de vot, iar pe acea fișă de vot el poate vota numărul de concurs al mașinii care este înscris pe parbriz sau unde dorește fiecare să și-l afișeze. Uite, de exemplu, băieții ăștia l-au aici. Dacă îți place această Alfa Romeo sau acest Audi, care spune cineva că a fost acceptat pe degeaba, așa că ce caut Audi-ul ăsta aici? Că de ce? Păi, poate că are jantă de McLaren? În sfârșit, nu contează, detalii. Da, și participanții trebuie să-și completeze pe fișa de vot numărul mașinii preferate, poate chiar mașina lor, și să vină să o aducă la noi. Noi numărăm voturile și câștigătorul este desemnat și primește premiu. Am avut și spălătoria anul ăsta, de care mulți n-au știut și nu au accesat-o, dar nu e panică. Da, vedem și la anul. Vedem și la anul ce mai este. Dacă tot mai am baterie, vă mai arăt și de pe aici, de prin picioare, ca să zic așa. Nu din mașină, că n-am făcut 250.753.000 de pași, am stat. Da. Ursuri, tată, ursuri. BBS-uri. Păi da. Dicuri, avem și dicuri. Avem și M5-uri. Păi da. Avem și morți. Da. Doamne ce lene mie. M-aș băga în rulotă să mă culc. Sunt rupt. Bine, nu că ar conta. Bună dimineața. Nu că ar conta, dar zic și eu așa, că n-am ce să zic. Oglinzi de-astea eu n-am mai văzut. Niciodată. Aștept să-mi spuneți ce oglinzi sunt astea, ce le produce. Că eu n-am văzut, vezi, și eu mai știu mașini de-astea vechi. Și nu știam că există modelul ăsta de oglindă. Ăsta e un Golf 3 foarte reușit. Și aici nu știam că există aceste bare de porbagaj. Nu știam, n-am văzut până acum, e prima dată. Bravo, frate. Vine băiatul ăsta la Constanța să ne arate. Foarte tare. Băiatul ăsta a ajuns cu jantele pe spate de. Nu o să mai aibă. Un Golf
corect, foarte corect. Un Golf 3 Cabrio foarte corect. L-am avut și la mare anul trecut, nu mai știu dacă a fost chiar în finală mașina asta, dar a fost și ea printre cele votate să ia premiul cel mare, ca să zic așa. Că la mare, la All Stars, nu știu câți dintre voi știți, dar acolo, din taxa de intrare, jumătate se pun la premiul mare și atunci cine câștigă evenimentul, ca să zic așa, pleacă cu o sumă de bani considerabilă acasă. Lucru care mie mi se pare normal, pentru că oamenii ăștia investesc foarte mulți bani în mașini și timp și e normal să câștige și ceva, mai devreme sau mai târziu, din toată pasiunea asta și toată munca asta și toată nebunia asta. Aici e colțul dacilor, de care ți-a zis mama ta să te ferești. Daci nervoase, daci clasice, daci lăsate, lowrider, daci cu motoare, daci sport, tot felul de daci, tot felul de daci. Friguț de dimineață, vă spun, e friguț, friguț. Așa. Aici avem mașinile lui Teo, Meganul câștigător de la Airride Battle, e criminal Meganul ăla. Strică podeaua aici cât de tare dă de pământ. Da, avem aici un Teo. Mai avem un Teo verde acolo și un Teo roșu. Mai mulți Teo aici la eveniment. Avem și mașini de fete, de exemplu Golful ăsta 3 Cabrio e al unei fete, la fel ca și cel roșu variant. Tot mașini de fete. Mașini de fete care dau clasă multor băieți, ca să zic așa. Arată foarte bine. Sunt modificate foarte corect. Dima se întreba cum arată ieta lui mai bine cu jantele astea sau cu jantele astea. Eu am zis că în prima variantă. Mie în prima variantă mi se pare corectă. R6-le lui Teo. O mașină mare. Mare, tată. Mare, mare, mare. Totul e mare la mașina asta. Și evacuarea, și eleronul, și roțile, și totul e mare. Ce să facem? Da. Frumos. Frumos. Avem aici și un A4 cu un fitment corect, cu scaune bright, cu roll cage, cu tot ce vrei. Foarte tare, foarte cool. Seria 7 al lui Ciprian Mihai. Plus multe alte mașini, plus foarte multe mașini care au fost ieri și n-am apucat să filmez, efectiv. Mi-a le stric pozele la băieții ăștia aici. Stai să termin cu filmarea asta, că băieții ăștia au treabă serioasă. Da, Expert Wheels, Prowler-ul, 1.7, Aluțuțu, toți băieții aici. Ce faceți, mă, băieți? La poze. A? La poze. Cum a fost? Doară. Se somn, na? Băi, și mie sunt rupt. Nu mai puteam aseară, mi-am dat seama că nu mai țin la două zile de eveniment, țin doar la una, știi? Dar asta e, astăzi oricum o să fie mai lejer. I hope. Da, aveți și posibilitatea să faceți poze și tot ce trebuie. Da. Ce să zic, sper că v-a plăcut, sper că, nu știu, v-ați distrat, sper că v-au plăcut mașinile. Îmi pare rău că n-am putut să ținem concursul de laudă Spipes, pentru că era foarte multă lume, efectiv foarte multă lume aici. O Dacia Sport într-un tuning agresiv, ceea ce nu e rău. Dacă aș fi avut o Dacia Sport, cu siguranță la fel ar fi arătat. Chiar și un Peugeot, incredibil, dar adevărat. Ce să zic, Miata câștigătoare de la Limbo, o Miata corectă, un E36 M3, corect și el, un Peugeot de la Peugeot, da. Avem curtul, avem bannere, avem sticăre, avem bar, avem tot ce trebuie, oameni la curățenie, pază, țiplă impecabil.